A doua atitudine este superficialitatea. Spre deosebire de neglijență sau dezinteres, aici avem parte de o primire entuziastă a adevărului. Dacă în primul caz avem nevrarea și lipsa de reacție, aici vedem o explozie de bucurie, entuziasm, cuvinte exaltate și frumoase. Dacă în primul caz știi la ce să te aștepți, că te uiți pe fața lui și realizezi că el nu-i pe acolo, nu? Al doilea caz, te a total pe nepregătite. Încurajați de atitudinea deschisă, auziți, răsare îndată, primește îndată, nici nu apuci bine și îl vezi, wow, ce tare, nimeni nu mi-a mai zis asta, abia aștept. Fără să stea pe gânduri, fără rezerve, încurajat de toate astea, încep să ai așteptări, să faci planuri, să speri ce este mai bun. Dar atunci când te aștepți mai puțin, totul i-a sfârșit la fel de repede cum a început. Și ilustrația asta mi-aduce aminte de expresia ca un foc de paie.